Bătrânii au obstrucționat coșul de evacuare a fumului pentru ca soba din camera în care dormeau să păstreze mai mult timp căldura. Nu s-au gândit nici o clipă că gestul lor îi poate costa viața. A făcut focul în casă, aseară, a plecat, uite, de la poartă. Și ne ducem să facem și noi ce focul, că nu l-am făcut deloc aseară. A făcut focul și a supărat la sobă. Ca să țină căldura? Ca să țină căldura. Și ăla bătrânul a murit. Și cine i-a găsit? Găsit nevastă s-a fost cu nevastă s-a și cu băiatul în casă. Tragedia a fost descoperită de fiul bătrânilor. El este cel care a sunat la 112. Din păcate, pentru bătrân, medicii de pe ambulanță nu au mai putut face nimica. Femeia însă a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență, unde a primit îngrijirile medicale de care avea nevoie. Acum ea este în afara oricărui pericol. Am găsit două victime, între care un bărbat de 83 de ani, decedat de aproximativ 6 ore. Nu s-a mai putut face nimic pentru el, din păcate. Și o femeie de 81 de ani, confuz, a fost transportată la spital. Trupul bărbatului a fost ridicat pentru efectuarea necropsiei, în urma căreia se va stabili cu exactitate cauza morții.